Ia și un pic telefonul ăsta. Să fac ceva. Mulțumim, mătușa, mulțumim. Stai aici, mă. Cât de mare, cât de mare. Hai să vedem pe unde e intrarea. Eu. Pe acolo, pe acolo. Este, suntem și în pădure. Să nu fie animalele. Stai un pic. Ia ține spre mine. Pe unde vei? Babe, nu cred că e intrare pe aici. Trebuie să ocolim. Pe aici. Încolo, vezi? Mergem încolo. Deja am o energie foarte mare asupra mea, dar nu știu. Iubi, hai să ieșim de aici, din lemnele astea. Așa, hai să mergem pe aici. Mamă, ce e aici, mă? Bă, frate. Tot timpul trebuie să fie ceva. Pe acolo putem o lua? Uite, pe acolo, prin mijlocul ăla. Eu am luat băta cu mine în caz de ceva. Nu? Nici acolo? Dita mai pomul. Deci nu cred, iar am venit ceva degeaba? Vrei să vedem pe partea asta altă? E crescut, dar... Mamă, suntem în mijlocul pădurii, mă. Nu punem acum aplicația. Mai stați un pic. În caz că nu putem intra, atunci punem. Uite pe acolo unde arăt eu. Ce e ăla? Pom? Da, pom. Mamă, ce au făcut aici, bă? Bă, oamenii ăștia, atât de nenorociți sunt unii. Nu, ieși pe aici. Ai grijă pe unde calci tu.
Uite-l, pe aici, hai, mai în spate. Mergem prin pădure. Ne spuneți dacă nu avem semnal, da? Mamă, ce întuneric e aici. E beznă, mă. Ei, stai un pic. La geam. Am văzut ceva trecând. A trecut ceva pe aici. Negru. S-a auzit? Da. Hai. Bebe, ai grijă, tu n-ai nimic în mână. Am auzit ceva în spate. Unde urci? E creepy, vin aici. Beciu, vreau. Dacă înaintăm încoace... Chat, răspunde și nouă ceva aici. Mai avem semnal? Ei, pași, pași, pași. Mă jur că am auzit în spate. Ce a fost aia? Păi da, pasărea aia la ora asta să sară așa? E 3:30. Tu vezi că se zbate? Mm-hmm. Băi, ești prost. A coborât jos ceva. Deja am o stare foarte agitată. Asta e locul. Asta e locul. O să le spunem la oameni după ce plecăm de aici ce a fost aici. Hai să luăm pe scările alea să urcăm. Hai. Hai să urcăm. Vrei să-ți dau ție băta? E un conac, oameni buni, e un conac. Care a fost conac. A stat numai... Au distrus. A crescut și pomi de 1900, nu știu, 1897. Babe, e ceva aici foarte mare, e o energie negativă. Știu. Mamă, ce m-am speriat de ăla. Pe mine a început să mă doară mâna, iarăși. Te doare mâna? Hai. E un dar foarte greu. Știu, e un conac foarte vechi. Energiile astea, dacă ar simți unul din cei care sunt aici... Da, Darius. Au început buraștele. Tu observi cât de tare au început? Da. La ora asta n-avea cum. Aici, nu. Hai să căutăm dacă putem găsi. E pericol aici. Simt pericolul. E pericol? Mm-hmm. Stai să punem aplicația. Stai aici.
Ține tu. Stai un pic să-i dau drumul. I-am dat drumul. Abia am trecut să capul mă lat iarăși. Ebru nu e ok, simte ceva. Ea simte, știți foarte bine. Întreabă. Întreabă dacă e cineva. Am trecut și inima să-mi simt un mare, nu știu. Pericol? Bebe, hai. Întreabă repede. Este cineva aici cu noi? Am doar 6 ani. Am doar 6 ani. Ne spui numele tău? E malefic. Este, deja m-am luat și din stomac. Băi, e malefic ăsta. Îl simt. Mai reziști? Știi cât e de presimțirea? E... Mai rezist sau nu? Da. Mi-a luat și mințile. Ce am să întreb? Întreabă, e cineva malefic aici? Aici. E cineva aici care este malefic, vrea să ne facă rău? Băi, conacul ăsta, foarte multe suferință și durere a fost. O să spunem după aia. Dacă nu ne cred, poate să verifice pe Google. Vrei să vorbești cu noi? Everett. 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 Așa te cheamă, Everett? Răspunde la întrebare. Oameni? Oameni, da, suntem oameni. Ea sperie oamenii. Ea sperie oamenii. Cine e ea? Cine este? E la rău. Bă, mi s-a făcut pielea găină rău. Nu a zis Evet. Andreea, nu, știu ce înseamnă. Noi suntem turci. Care e Diana? Nina. Babe, cred că trebuie să ajungem pe aici, pe jos, să ajungem la subsol, la beci. Nu mă simt bine în loc. Dar hai să mergem prin... Nu, dacă nu te simți, nu, hai. Hai la mașină. Prin spate. Nu mai e, nici în spate, nu mai e în parte. Nici aici, nu avem cum, mergem. Bebe, tu nu te simți bine. Ce ai? Ne atacă energiile. Oameni buni, uitați-vă unde suntem la ora 3:30. Pentru voi, de la voi nu primim chiar deloc tap-tap. Oriunde. Oriunde este? Așa a zis, oriunde. Oameni buni, dați tap-tap, măi, să creștem și noi repede, că ne-au... Nina, eu nu-i fac niciun rău lui doamna. Hai, bine. Eu nu mă sperii, doar că simt foarte multe... Ea nu este speriată de chestiile astea. Înseamnă că ești nouă la noi și nu ne cunoști. Laura. Laura? Laura? Așa te cheamă, Laura? Nu, paia rea. Paia rea? Da. Este o femeie care este rea. Nu, Adriana. Oracol. Hai să luăm prin spate. Ne bucurăm de asta. Atenție la umbre. Atenție la umbre. Mamă, câtă energie. Spital. Spital. O fi fost și spital aici? Da, haide, că știe. Știe unde suntem.
Bă, pe bune. Mă lași pe mine să merg în față? Am crezut că s-a speriat, nu sunt nouă, vă urmăresc de mult. Păi n-are cum Nina că... Nu mă sperii, doar că simt foarte multă energie și... O atacă rău și o doare capul și mai multe. Am lucrat aici. Am lucrat aici. Eram sigur. Oameni buni, 117 persoane suntem, dați tap, tap. Iubire, ia alea din față ta. Bă, energie mari. Nu. Ia vezi dacă mai e loc să mergi. Asta e? Dar nu, era mai mare și nu era copacul ăsta în fața lui. Din ce am văzut la poze. Nu, iau încolo. Mai e loc? Mai pot să mai mergem? Vreau intrarea aia în beci. Nu știu. Nu? Bebe? Eu n-am văzut pe asta. Ia mergi. Dar n-ai cum pe aici. Ai cum? Am o energie pe mine, de nu-ți dai seama. Bună seara! Bine te-am găsit! Sunt o femeie. La ilaha illallah, iubire, bismillah. Vezi că este ceva foarte mare aici. Bismillah, bismillah, bismillah. La ilaha illallah. Nu, asta e făcut după, iubire. Nu e asta. Hai, înapoi. Adică? Da. Ia taci. Nicola. Hai. Da, domnule. Deci uitați-vă ce întuneric e aici, oameni buni. Mă enervează rău ăla. Hai. Acolo este foarte multă energie. Unde? Unde am fost. Acolo, hai. Băi, mă urmărește ceva prin spate. Stai un pic să bag eu. A zis, trebuie să fii atent. Trebuie să fii atent, așa a zis? Arată-te dacă ești în spatele meu. Arată-te. Unde ești? Vreau să te văd. Arată-te. Orice entitate ești.
Demon, fantomă, ce vrei tu? Arată-te! Un bărbat aici? Așa a zis? Hai, ia-o încolo. Stai un pic să mai dau drumul la ăsta. Crezi că putem intra pe găurica aia de acolo, dar... Dar nu e ăla intrarea. Eu. Mergem sus? Da. Aici? S-a auzit? Are lacăt undeva? Vrei să ne spui ceva? Așa? Simt că mi se taie și răsuflare, mi se taie tot. Hai! Mamă, deci nu mai pot. Mamă, cum arată aici. Acolo e, nu? Acolo sus. Hai. Hai să urcăm. Laura vorbește cu noi. Iar a zis lacăt. Iar a zis lacăt? Ce râde țăranul ăsta. Da, e un obosit. Un țigan împuțit. Jegosul dracu. Râs de noi. Dacă erai aici cu noi, te căcai pe tine. Mamă, ce energie simt. Îmi cer scuze, chat. Neața, neața. Trebuie să mă ieși pe mine de la picioare. Te ia de la picioare? Sunt la picioare. Vorbește cu noi. Patru lumini. Bună dimineața. Dați acolo follow și inimiera de membru. Pentru voi suntem în mijlocul pădurii, la conacul... care o să vă spunem după ce plecăm de aici. Inimioară de membru. Mulțumim. Mulțumim BH90. Mulțumim tuturor cei care dau. Florentina, mulțumim. Aici. Unde? Aici este unul. E unul? Poze. Aici simte nevastă-mi acum. A trecut prin... Ma... Nevastă mea nu se simte bine, oameni buni. De la energiile astea, o atacă pe ea. Pentru că ea îi vede. Da, bibica ta. Ea îi vede, are al treilea ochi. Cei care nu știți, uitați-vă pe net. Se mai ascund și nu se va arăta. Doar în poze sau în videouri. Pistolă.
Pistol. Pistol. Nu se comportă asta. Charlotte. Înspre inimă. Hai. Haide, că deja te atacă. Hai, iubirea. Da, nu am mai văzut-o pe așa, e bro. Da, Georgiana. Ea are un har, ea. Ea poate să-i vadă, primește mesaje, dar nu de la ei. Dacă nu ne-ați urmărit, urmă. Și le privea aici. Aici? Aici. Iubi, haide. Hai, bebe. Iasomie. 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 O să vină un miros de iasomie, cred. Am surprins. O să punem pozele mai încolo, după ce ajungem înspre casă. Avem. Nu e. Nu e intrarea. Nu găsim intrarea în beci. Da, e foarte veche. Am regrete. Ai regrete? De ce ai regrete? Am întrebat-o, Bibica, dacă mai vede ceva, dar nu știu. O să ne spună ea, nevastă mea. Se uită nu în continuu. Îi simt, dar nu văd să se arate toți. Aici, ăla s-a văzut. Acolo s-a văzut, știu. Cred că am făcut poze. Sper că a făcut Carla și Laura. Să le arătăm la lume. Că noi nu mințim. Tot zice de fetiță. Noi abia așteptăm să ne ajungă aparatura nouă. Explora. Săptămâna asta. Da, explorăm, explorăm. Urmează să se întâmple ceva rău, știu. Ia uzi cum câinii acum. Au început câinii, până acum nu era. Andreea, nu în momentul ăla. Mai sunt niște momente. Tu n-ai cum să prinzi, să surprinzi. Trebuie să faci la rafală poze. Babe, nu ești bine. Nu te văd bine. Hai, jos. Tu nu ești bine, deloc. Haide. Șoim. Deci nu este beciu. Hai. Stând în spatele tău. Cum? Ce a zis? Stând în spatele tău. În spatele nostru? Știu. Știm foarte bine că ne urmărești. Poți să ne urmărești cât vrei. O să mai venim aici, să știi. Hai, bine. Te simți rău, te văd. Da, e foarte multă energie. Ce? Ia vezi. Ai grijă pe unde calci. Acolo e? Ha, uite-l beciu.
Hello. Mamă, iubirea e grijă. Mamă, iubirea e grijă. Deci nu mai avem semnal acolo. Hai. Mai poți? Mai avem semnal? Și a revenit, oameni buni. Spuneți repede aici. Hello? Ne mai auziți? Ne mai vedeți? Deci nu mai pot. Știți ce a spus jos acolo? Unde era jos și mai făceam încă o dată dreapta. Ce a spus, iubire? Pot să te ating. A zis că pot să te ating. Oameni buni, 121 de persoane. Dăm și noi tap-tap. Hai, mergi în față. Ai grijă pe unde calci. Uf. Cătălin Storică, o să moară măta. Bloc, direct. Carla, bloc. Jegosul naibii. Aici cred că ar face pe el de prostul naibii. Iubit, te simți bine? Nu te văd. Nu te văd, ok. Uită-te la mine. Nu ține... Ești ok? Hai. Deci acolo jos nu mai aveam semnal, oameni buni. Deci eu mă duc acolo să vă arăt. Deci e un loc foarte, foarte... Deja nevasta mea de acolo când s-a ridicat, mi-a venit... Nu mai putea de creier, de cap, de toate astea. Foarte multă energie aici. Acolo jos. Ăla e beciu. Nu e ok? Ce simți? Spune-ne. Acum am luat amețeală. Am o amețeală ca acolo. Ai amețeală? Dă mâna. Dă mâna. Dă mâna. Hai la mașină. Hai la mașină că te atacă deja. Iubire. De ce tot te uiți în spate? Acolo? Unde arăt eu sau undeva în spatele nostru? Aici. Toată zona asta? Ce e? Ce ai simțit? Fugi acum! Cum? Fugi acum! Asta zic că am simțit. Iubire, haide! Haide, înapoi! Iubire, vină încoa! Fugi acum! Deja tu simți la inimă, da? Hai! Nu mai! Haide. Ceva ce? Mă atrage acolo, da. Te atrage? Ne-a spus, fugi acum. Ce mai vrei? O să mai venim aici. Promit să vină toate alea. Am văzut ceva acolo? Băi, nu cred așa ceva. Iu, ești bine? Acolo la beci. Oameni buni, vedeți ceva acolo?
Deci numai acolo s-a uitat nevastă mea și tot atrage pe ea. Este ceva aici. Fix acolo. Oameni buni, dați tap tap, măi. Stau să mă rog de voi atât de mult. V-am rugat și noi ceva. Unde e? Lângă pomul. Lângă pom? Lângă pomul ăsta mare. Care e ăsta? Acolo, nu pune atâta lumină. Nu-l pun, nu-l pun. Bolnav. Ebru, Ebru, am văzut. E acolo în față la pom. În spatele. Ce iubire? Unde e? Uitați-vă la nevastă mea când întoarce repede. Că ea îi vede. Au venit mai mult? Iubire? Au venit mai mult? Voi arunca ceva. Voi arunca ceva. Ați auzit? Dă un semn. Dă-ne un semn. Voi arunca ceva, a zis. Dacă era fake Slayer, ce căutam la ora asta aici? Care, după pomul ăsta e? Bă, atât de imbecil oameni. Pe cuvântul meu, uitați-vă ce oameni sunt aici. Că nu e nimeni, el se așteaptă să fie, să fie bărbat aici. Păi, cât de... Opa! A aruncat! Tu ai auzit? Băi, cei care aveți căști, ați auzit? A aruncat ceva aici. Înainte. Înainte? Unde înainte? Acolo. Acolo? Vrei să mă duc eu până acolo? Casa. Nu te duci acolo. Cum? Nu te duce, că e teritoriul lor. E teritoriul lor? S-a întâmplat aici. Și eu simt ceea ce simte nevastă ta. Am înțeles, Iasmin. E teritoriul lor și din cauza asta. E teritoriul lor, nu? Da. Păi noi vrem să-i vedem, să ne, să se arate. Spune-le. Nu să se arate. Sunt așa confuz. Înainte a zis, încolo. Nu să ți se arate așa. Știu. Știu, doar că... Doar să prindi. Poză, ceva, nu știu, faceți oameni mult. Bebe, îmi termină bateria la lanterna asta. Biluțele și plasa. Ok, ia ține. Ține așa pe mine. E periculos. E periculos. Ține pe mine. Uitați că se vede ceva. Dacă sunteți aici, atingeți-mi și mie mingiuțele astea. Boost.
Om. De ce am venit? Fortuna maschează prezența. Nu mai ține pe... Provocare. Tu ține în altă parte. Ce se aude? A început vântul sau vine ceva? Nu, vântul nu bate. Vântul nu bate, dar ce e? Vântul nu bate deloc. Arată-te, treci prin luminile astea și... Torță. Dă-ne un semn! Deci vântul, fii atent că se aude din beci. Din beci? Vântul nu bate deloc. Uite, vezi, pomii nici nu se scu... nici nu... Nu e vânt. Opa! A atins! A atins! Este aici! Este aici! Uitați-vă, oameni buni! Uitați-vă la mingii! Uitați-vă acolo! Ești aici! Îți mulțumim! Îți mulțumim! Mai dă-ne un semn! Bravo, Cosmine! Mersi! Că uitasem de tot! Mi-a luat mințile! Mai dă-ne un semn și atinge mingiul. Opa! Fii atent. Băi, deci mi-a atins din nou. Vezi că activitatea este aici. Este, ai dreptate. Să vadă oamenii că noi nu batem da, joc. Probabil că zicea că poate mințim, dar noi nu glumim cu lucrurile. Noi nu glumim cu chestiile astea. Nu se vede clar, nu bate niciun vânt, nici nimic, nu trece nimic. Aia doar printr-o simplă atingere. Ia uite-l, iar. Uitați-vă acolo. Bă, ăla de ce râde, mă? Ratatul ăsta, Richard. Are, e cont nou, mă. Au venit haterii. E vrăjeală. Alina. Uitați-vă, oameni buni. Uitați-vă cât de retardată e asta de copila. Doar nu e nimeni lângă mingea aia ca să... Dar nu e nimeni să atingă cineva. Uitați-vă cum atinge. Mamă, deci... În alte locații chiar nu s-au aprins, nu atins. Am pus de atâta ori. Cosmine, tu vezi cât sunt aici? Vânt, nu este vânt. Nu e vânt deloc. Mulțumim, Iasmin. În cimitir. Care cimitir, mă, omule? Suntem în mijlocul pădurii la Conac. Uite-l, încă o dată. Uitați cât este. Este că face telefonul dungi. La beci sticlea ceva. Are dreptate, vreau să mai mulți. Nu mai citi comentarii. Carla, dar nu mai pot. Uite-te cum se aprinde mingiuțele. Hai mă, pe bune. Pune întrebare acum. Dar ce ai făcut? Ai închis, de-aia nu mai vorbește. Cât sunteți aici? Începe să se aude zgomot. Ei, bebe aici. Se aude zgomot. Vrei să plecăm? Sunt șase. Sunt mai mulți de șase. Sunt mai mulți, nu? Vrei să plecăm?
Vrei să ne răspunzi prin aplicație? Nu vrea să răspundă. Nu mai vrea. Ne mai a prins odată mingiuța? Bebe, e în spatele meu, tu... Ce vânt, oameni buni, aici nu bate niciun vânt. Ne mai a prins și nouă mingiuțele? Te căutăm pe tine, Ion. Ok, nu mai citesc, Laura. Atinge mingiuțele alea de jos. Dacă vrei să plecăm. E în față, nu? Uite-l. Ea nu mai ține lumina aia. Arată-te, treci prin perdeaua asta. Sunt lângă noi oameni buni, ce nu înțelegeți? Ne-au înconjurat. Vrei să atingi mingiuțele? Tap-tap, oameni buni. Mamă, 180 de inși și nu dă tap-tap. În vuiet, nu știu de unde te-au dăzut, că aici nu bate vântul. Băi, tot se aude aici. În față. Aici? Încolo, nu? Acolo? Aha, am înțeles. Aici sunt. Nu știu cine poate să-i vadă. Sunt în beci acolo. M-a luat o durere de burtă și spatele. Bebe, nu te simți bine. Nu te simți bine, hai să mergem. Stai să iau bilele. Noi plecăm. E aici. Uite-l. Se aude pași. Au mingițele. Hai, înapoi. M-a luat un frig. E așa frig? Nu. M-a luat un frig. Hai, pui meu, pe tine te atacă. Știi că îi vezi. Eu nu mai am baterie la asta, nu se vede lumina mea. Tu observi? Și e plin. Hai. Ce? E acaparat de... Da, e locul lor. Păi câte s-au întâmplat aici, au fost omorâți sute, mii, în conacul ăsta înăuntru. Hai!